Frunzele uscate sunt hrana necesară pentru sol. De asta s-au convins din propria experiență elevii de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Aneninoi. În această perioadă, elevii săptămânal adună frunzele căzute de pe copaci și le duc într-un loc special, amenajat, unde de ele se obține compost. Mai târziu acesta este introdus în solul din parcelele de lângă școală. Aplicând această metodă, solul nostru este mai fertil. Noi practicăm și acasă, pentru că avem un sat de agricultură, care se bazează pe agricultură și procesul de compostare este foarte inedit pentru sol. El produce foarte mulți nutrienți solului necesar și de asemenea reține umiditatea. Datorită frunzii, plantele au de unde absorbe substanțe minerale, adică reînverzesc, reînfloresc. Elevii de la această instituție de învățământ susțin că datorită acestei metode, pământul este mai afânat. Și în plus, plantele sunt mai sănătoase și au culori și parfum mai intens. Ce-i drept, în această perioadă, în parcele au rămas puține flori deja. El este mult mai moale decât un pământ simplu, că este mai tare, acesta este mult mai moale și florilor le este mult mai ușor să se dezvolte. Compostul obținut din frunzele uscate este utilizat nu doar aici. Toate plantele care sunt la noi liceu folosesc anume acest pământ. Experiența dată s-a dovedit a fi una molipsitoare. A preluat experiența chiar și unii profesori care au case pământ, pentru că este o metodă foarte simplă, nu este costisitoare și pledăm pentru căpătarea produselor ecologice curate, dar pentru aceasta noi trebuie, ca profesori la școală, să ridicăm cultura ecologică a elevilor. Elevii, evident, au povestit părinților și buneilor despre această practică și mulți deja o aplică și acasă. Această experiență este una foarte bună. Chiar și eu m-am dus la bunicii mei și le-am arătat acest exemplu, le-am explicat și ei de acum o practică și sunt foarte mulțumit pentru că școala ne-a învățat o asemenea experiență, ne-a dat un exemplu. Alți elevi știau în schimb de acasă despre beneficiile acestei metode. Această practică a fost preluată de la bunei, în care noi strângeam frunzele uscate, alte vegetații, le depozitam într-un loc și acolo, peste un oricare timp, ea se transforma în îngrășăminte naturale, da, humus, și după aia le împrășteam deja prin grădină, la flori, la plante și așa mai departe. Acești doi tineri din satul Puhăceni ne-au dezvăluit că părinții lor de ani buni au adoptat această practică și că în fiecare an se conving că, datorită acestei metode, culeg fructe și legume de calitate. Vrem să obținem un produs ecologic bine dezvoltat. Nu putem avea aer curat și sol bun dacă toamna vom arde în continuare frunzele și vegetația uscată. Moldovenii ard foarte mari cantitate de frunze, ceea ce nu e corect, pentru că nu ne dăm seama care este beneficiul frunzelor noastre. Frunzele ce cad toamna din copaci sunt foarte valoroase pentru grădina, deoarece conțin de două ori mai multe minerale decât gunoiul de grajd. Compostul obținut din acestea ajută la aerisirea solului și împiedică evaporarea rapidă a apei din pământ.